Bun regăsit, dragi prieteni! Numele meu este Romulus Gabriel de la Gabi în Plan și în episodul de astăzi vreau să vă arăt perioada de repauză a crinilor de ghiveci sau amarilisul, cum este cunoscut. Majoritatea crinilor de acest fel au nevoie de o perioadă de repauză pentru a înflori anul următor. Se poate stimula intrarea în repaus începând cu una dintre lunile septembrie, octombrie, noiembrie sau decembrie. Pentru a-l da la perioada de repaus, se rărește udarea până când în final se întrerupe complet. Frunzele ar să înceapă să se îngălbenească și se taie cu ajutorul unui cuțit, până la gâtul bulbului. Vă trebuiește un cuțit sau o foarfecă, eu folosesc o foarfecă, deci până aici, în zona aceasta, unde începe el să schimbe culoarea maronie, se va tăia. Deja frunzele au început să se îngălbenească. Și aici s-au început să se păteze. Și acum el necesită, dacă nu s-a îngălbenit total, el necesită neapărat această tăiere. Este foarte simplu, nu e. După ce a tăiat, a făcut această procedură, bulbii nu se mai audă deloc aproximativ 60 de zile. Aceștia ținându-se într-un mediu răcoros la o temperatură între 4 chiar minus 10 grade. Eu vă recomand ca bulbii să se țină rămași bine în ghivece și să nu se scoată din ghivece pentru a nu afecta rădăcinile. În cazul în care bulbii se depozitează în frigidere, acestea se scot din ghivece și se spală cu atenție foarte mare, astfel încât să nu intre apă în gâtul bulbului. L-a scos, aici n-aveți voie să intre apă în pe gâtul, acesta este gâtul. Astfel, acestea se pot ține în beciuri, camere neîncălzite, iarna sau în frigidere. Este foarte important ca dacă bulbii țineți în frigidere, să nu țineți mere, pentru că înflorirea va fi afectată pentru anul următor. Și iarăși este foarte bine de reținut, la o temperatură constantă de aproximativ 12 grade, bulbii intră în vegetație, ceea ce nu este bine. Cam asta am avut de spus pentru perioada de repauză a crinilor de ghiveci și amarilis. Dacă v-a plăcut acest tutorial de la Gabian Plant, dați un like, înscrieți-vă pe canalul meu și toate cele bune. Doamne ajută!